Tudor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară e o ediție specială, pentru că în studioul emisiunii se află doamna Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Bună seara, bine ați venit pe la noi, ca să zicem așa, și mă bucur să vă revăd. Bună seara și mulțumesc pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să revin în emisiunile tale, Robert, pentru că sper că nu te-a părăsit năravul și... Elisabeta, președintele Agenției Naționale pentru Sport, de ce n-ai rămas să stai acolo la canotaj, toată lumea te știe... președinta Federației de Canotaj. Mamă, cu ce întrebare brutală ai început. Păi, în primul rând, n-am rămas. De fapt, adică sufletul îmi este acolo. Da. Și chiar vorbeam cu soțul meu că pe 15 martie am împlinit 15 ani în fruntea Federației. Doamne, știu, mulțumesc. Am plecat de la zero, și am reușit împreună cu echipa asta mică din Federație la o performanță extraordinar de frumoasă și sper și mă rog la Dumnezeu că vorbim de Jocurile Olimpice, să-i țină Dumnezeu sănătoși, pentru că într-adevăr avem, echipă avem tare. O echipă Zău? Super performantă. Da. Iar revenind la întrebarea ta, de ce m-am dus acolo? Pentru că, în primul rând, premierul a avut încredere în mine și a zis, este nevoie de un om ca tine care să facă și altceva pentru sportul românesc. Este un domeniu atât de frumos, pe care sunt convinsă că îl iubim cu toții, nu numai eu. Eu mai mult, pentru că altceva eu nu știu să fac decât sportul. Cred că nici nu trebuie vorba de iubire. Cred că e parte din viața noastră. Da. Adică ar trebui să fie o parte foarte importantă din viața noastră. Vorbim de mișcare, vorbim de sănătate, dar... sportul este împărțit în două. Vorbim și de înalta performanță. Categori. Și știm ce sentimente de bucurie trăim când vedem sportivii noștri acolo sus, pe podiumul olimpic, mondial, european, echipa de fotbal. Ai văzut când s-a calificat pentru Euro, toată lumea iar vibra. Da, ce greu. Dar ce greu, dar cu atât este mai frumos când un rezultat vine foarte greu. Că dacă vine ușor... Noi facem parte din niște generații care mă uitam acum pe CV-ul tău așa foarte rapid și vedeam acolo 5 medalii de aur, 2 de argint, una de bronz, 6 olimpiade, 25 de ori campioană a României. Da. În 2000 a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului de către Federația Internațională de Canotoare. Elisabeta, au fost niște ani, eram copil, eram adolescent, eram tânăr, mă uitam la televizor, la olimpiade și mi se părea puțin când echipa României lua doar o medalie. Mă așteptam să văd o medalie de aur, una de argint. Dacă luam argint, mai la gimnastică sau chiar la canotaj, era un soi de dramă națională. Cum, bă, doar argint? Da, pentru că noi așa am fost educați. Așa? Vreau să spun că de la antrenorii mei... Da. Am învățat așa, că imnul se intonează doar pentru locul întâi. Restul sunt premii, ține-te bine, de consolare. De consolare, da. Deci ținta era aia, ori ești pe podium, ori ești, întâi, ori nu ești. Dar asta ne-a ajutat să răzbim și în viață, pentru că la mine nu există, nu se poate. Eu când îmi fixez un obiectiv, poate... timpul nu mă ajută să-l îndeplinesc atât de repede, dar nu mă las, pentru că asta am în sânge. Când vreau să fac ceva, nu mă las până nu reușesc. Minunat. Și mă dai afară pe ușă, eu intru pe geam. Bun, dar ai cu cine? Da. Eu, da, e greu. Ai cu ce? E greu, dar vreau să spun că, uite, acum ca președinte al Agenției Naționale... Să spun celor care ne privesc, agenția asta e fostul minister al sportului. Da, ea a trecut prin multe transformări. Exact. De la minister, agenție, autoritate, în subordinea Ministerului Educației. Să zic așa, este o mărie cu o altă pălărie. Exact. Dar care acum este agenție, poate peste jumătate de an, un an, două luni va fi minister. Problema e că oamenii de acolo sunt aceiași. Și cu ei îți faci treaba. Nu suntem mulți. Am reușit greu. Pentru că salariile fiind foarte mici, noi suntem un fel de rampă de lansare. Vin, mă angajez,
Sau după care plec, mă duc la salariu mai mare. Și eu le dau drumul, dar să plece de tot. Nu să-mi blocheze postul, pentru că nu pot, dragoste cu sila nu se poate face. Categorii. Și dacă îl țin, cu siguranță că eu nu fac treaba cu persoana respectivă. Dar am reușit să formez un nucleu mic, ce-i drept, dar cu oameni care vor ca și mine. Și nu se lasă și în fiecare zi încercăm să facem ceva. Bun, dar de ce e nevoie de un minister al sportului, să spunem, de o agenție pentru sport, într-o lume în care, de fapt, performanța se cam obține pe investiții private, de foarte multe ori, pe cluburi private, știu. Nu să-ți vină să crezi, dar nu este așa. Nu? Te contrazic. Te rog. Statul investește foarte mulți bani în sport. Și aici nu vorbesc statul doar... Român? Statul român, da. Și aici eu nu vorbesc doar de agenție, că nu doar agenția finanțează sportul românesc. Finanțează agenția, finanțează Comitetul Olimpic, finanțează consilii locale, cluburile, cum sunt Steaua, Dinamo, Rapid. În subordinea agenției avem 48 de cluburi sportive. Deci în toată țara care... Sunt cluburi mici, ce-i drept, dar selecționează, inițiază, îi aduc pe copii la un anumit nivel și după care le dau către cluburile astea mari care au potențial. Pentru că un club mic nu are potențial să țină un sportiv, nu știu, campion mondial. Hai, poate unul mai ține cu ajutorul primăriei, Consiliului Județean, dar este foarte greu din bugetul statului să-l ții, pentru că n-ai nici pârghii să-l ții. După care sunt primăriile care investesc, consiliile județene investesc, privatul, iar sportul românesc are nevoie de zona privată, exact cum și privatul în toată lumea asta investește în sport, pentru că este... cel mai bun ambasador al unei țări. Și asta vedem. Nu inventăm noi niște lucruri care nu există pe lumea asta. Pentru că deci, băgăm în seama până când nu prindem în momentul ăsta cum este Olimpiada acum din Franța. Acum o să fim foarte bucuroși să vedem competiții, nu, și sportivii români. Adică o să fie o mare bucurie. Da? O să fie o mare bucurie. Normal că este... Avem, în afară de canotaj, ce? Cu ce mergem? Cu gimnastica asta este clar? Deci, avem canotaj, până acum avem gimnastică, avem ciclism, avem box, avem haltere, avem tenis de masă, răzleți, ce-i drept acolo, 2-3 inși, dar îi avem. Avem echipa de polo calificată. Da. Deci s-au adunat așa în jur de aproape 80 de sportivi. Sperăm să se mai califice sportivi de la lupte, de la scrimă. Față de anii 80, să zicem, 84. Nu putem compara. De ce nu putem compara? De ce nu putem compara? Pentru că nici mentalitatea din anilor 80 nu există. Avem copii și noi acasă, da? Copiii au alte preocupări acum. Sportul este acolo, la și altele. Mișcarea care, nu știu, educația asta sportivă care ar trebui începută din grădiniță. Un copil să fie educat către mișcare ca să înțeleagă ce înseamnă lucrul ăsta, cât de mult îl ajută. Că noi nu vorbim aici de performanță. Performanță sau în alta performanță o fac cei care au talent, care au ceva în plus de... față de copilul de rând. Dar cred că de mișcat ne putem mișca cu toți. De la cei mici până la cei mari. Care știm bine. Totuși, și mersul pe jos, dacă delegația mergi României în anii 80, chiar și 90, era că acum spui că sunt 80 de sportivi care merg la Olimpiada asta din Paris. Atunci câți erau? 200? Deci, nu știu, de curiozitate, da. Așa. Deci noi ne selecționam cei mai buni dintre cei mai buni. Pentru că, din diverse motive, ori eram prea mulți și în avion nu încăpeam. Incredibil, deci treceam printr-un proces de selecție. Și atunci, normal că rezultatele n-aveau cum să nu apară.
Dar ai o explicație totuși de-a lungul acestui. Sigur, am înțeles. Computerul, lumea în care trăim, sedentarismul și așa mai departe, părinții care zic ce să te duci, mă, să-ți rup pioasele la părinții care au devenit foarte protectivi, exagerat de protectivi. Să nu-l dați să facă roata, că dacă își sucește vreun picior, eu știu, sau o chestie genul sau... Profesorii care, uite, unde sunt în școală, unde sunt profesori dedicați, care nu știu, fac meseria cu drag, copiii imediat vin în jurul profesorului. Mm-hmm. Profesorul creează tot felul de, nu știu, mini-competiții cu ei, selecții, duce unde sunt competițiile astea școlare sau se mai organizează chiar și private competiții, cross-uri și multe altele. Și să știi că vin copiii dacă sunt organizați. Am înțeles, dar dincolo de asta, ce s-a întâmplat cu sportul de masă, să-i spunem? Pentru că eu mi-aduc aminte, copil fiind, de la vecinul de la etajul 5, care avea 50 de ani, ieșea la un capiciori, spuneam noi la vremea respectivă, dar să joace, nu juca fotbal, că poate nu-l ținea inima sau nu mai ținea respirația sau nu știu ce, dar să stea și el să facă la un moment dat o pătrățică cu noi una alta, se întâmpla cu minge, da? Acum dai cu tunul să vezi pe strada unde locuiești sau pe în spatele blocului, nu găsești niciun copil. Nu, nu n-ai unde să... În primul rând, toată lumea vorbește de sport de masă, dar nu prea se face mai nimic pentru el. Uh-huh. Să dai cu tunul, ce să găsești? Că au dispărut până și locurile de joacă din spatele blocurilor. Da? Școlile, dar terenurile de sport... Sunt închise? Dar de ce sunt închise? Păi sunt închise pentru că un teren nu poți să-l lași descuiat așa și să intre care cum vrea și când vrea. El trebuie păzit, trebuie deschise niște, nu știu, vestiare. Păi toate școlile au paznici. Păi da, au paznici, dar au paznici nu pe toată perioada și un paznic nu poate să-și asume... să deschidă vestiare, să deschidă... Da, dar ălea de afară, din curtea școlii, ar putea paznicul. Cred că am ieșit mai ieftin să mai plătim două zile un paznic să păzească un teren din ăsta și să vină lumea să facă sport, decât să băgăm după aceea bani o grămadă de boli cardiovasculare, diabet și programe de nu știu ce. Deci facem ce facem și ajungem tot la educație prin sport. Și ministerul ăsta, mă rog, agenția, poate să facă ceva în sensul ăsta? Adică există vreo pârghie la un moment dat să zici... Din păcate, sportul în școală nu-l face agenția. Da. Îl face Ministerul Educației. Uh-huh. De acolo pleacă toate aceste competiții. Când am fost eu în comisia de învățământ dar... a Camerei Deputaților, aveam colegii de la... Adică era pentru învățământ, știință și sport. Și sport. Așa era comisia. Este și acum la fel. E aceeași poveste. Și atunci de ce nu se găsește o formulă de colaborare dacă în comisie parlamentară pot colabora pe aceste teme? De ce nu se găsește o formulă de colaborare între Agenția pentru Sport și Ministerul Educației, de exemplu? Păi... Încercăm să colaborăm și chiar am vorbit cu doamna ministru. Încercăm să creăm niște competiții pentru, uite, aici mă uit și făceam ora de educație. Da, făceam ora de sport cu copiii. Da, se fac, dar se fac foarte puțin, să zic. Foarte puțin. Zona rurală n-are competiții. Deci, acolo competițiile sunt aproape inexistente. Deci, aproape inexistente. Și acolo de acolo vine, de acolo ar trebui să vină baza noastră de selecție. Știi că antrenorii, nu știu, colindă în selecție, fac și câte 5, 6, 7 mii de kilometri într-un județ să găsească copii și să duc ba la părinte, ba la primar, ba la... Numai unde mai trebuie, țară, nu găsesc. Că toate, mai sunt. Da, toate sunt satele copii. Sunt îmbătrânite totuși. Pe, sunt copii, pe afară. Uite, la federație noi nu avem fondurile necesare câți copii am putea aduce. Dar spune-mi, te rog, ce s-a ales de toate sălile alea de sport care au fost construite
programul ăla, Elena Udrea, cu, nu știu, pariul, da, 400 de sală de sport. Dar am fost la un anunț în Dâmbovița la un moment dat, unde mi-au spus că nu mai folosesc nici măcar pe o sală de nunți, dar tu aminte să joace cineva ceva păi în ea. Aici ține și de... costuri mari, de încălzire sau de răcire pe perioada verii, deci niciun ține caz. Și de... de primar. De primar, da. Sau de primar, că în general la primărie s-au dus. Acum, întotdeauna omul se știe, omul sfințește locul. Adică dacă ai o bijuterie ca aceasta la tine în curte, păi nu ai cum să nu ai bani să o întreții. Chiar când dacă o primărie ajunge să nu aibă bani să întrețină o sală, înseamnă că nu știu primăria aia ce să alege de ea. Dar există circuite de-astea, apropo de pe vremuri, ca să zicem așa, și nu spun de înainte de 89, chiar și după 89, mai existau încă niște competiții din astea între orașe, între localități, în interiorul unui județ. Copiii veneau din diverse comune, de la oraș, de nu știu unde, s-adunau și se întâmplau tot felul de campionate. Ăstea au dispărut cu totul? Că aș vrea să-mi duc copilul să vadă la un moment dat, nu știu, un concurs de gimnastică între sectorul 1 și sectorul 3. Nu există, sau n-o între sectorul 5 și sectorul agricol. Nu se vadă așa ceva pentru că nu mai există. Păi de cine face gimnastică în școală? Există echipe de gimnastică? Gândește-te că într-o școală... Știu, fiică mea la 8 ani jumate stă numai în cap. A trebuit să o duc să facă gimnastică pentru că mi-a dat seama că îi place. La școală? Da. Nu la școală, decât la un club. Da, pentru la că un club. O școală are o sală de sport. În acea sală intră aproape toate clasele. Când să ai timp să faci și antrenamente de gimnastică, de, nu știu, volei, de handball, de jocuri în general? Când să ai timp? Că sala aia este ocupată mai mereu cu orele de educație fizică. Școala, că sunt... general am făcut și handbal cu profesoara de sport, mă dea Dumnezeu sănătate, am făcut și atletism cu profesorul de sport care ne punea să alergăm pe acolo sau nu știu ce, adică... Da, dar făceam ore numai basket, dimineața, nu făceam ore dimineața, după masă... Am dumneavoastră, antrenamente erau și la 7 seara. Erau și la 7 seara... Adică făceai un sacrificiu, un pic, era o chestiune de genul ăsta. Mă întreb de ce s-a pierdut genul ăsta de implicare cumva în... Nu, dar mai sunt. Nu sunt ele vizibile atât de mult cât ar trebui să fie, să se, nu știu, să se revadă niște campionate. Că dacă s-ar revedea niște campionate, cu siguranță că impactul ar fi mult mai mare mediatic. Dar dacă ele sunt răzlețe și... media nu are interes pentru aceste campionate să promoveze. Acum trebuie să fim corecți. Da, probabil că nu. Bine, că... media. Cât a mai rămas? Cât a mai rămas din ea. Da, noi fără voi, să zic, nu putem cum nici voi fără noi. Uite, Metropola TV am văzut, spre surprinderea mea la om, dar plăcută, mărturisesc, a transmis tot soiul de competiții. Ba de șah, ba niște handball, da, șahul ba e sport în școală. Niște chestii, foarte interesante. Da. Sigur, lucru pe care alte televiziuni zic, doamne, nu fac audiență, nu știu, nu transmiți asta. Da, și goana asta după audiență a lăsat în urmă multe lucruri bune și ceea ce zic eu că este rău din partea lor este că exact educația a lăsat-o în urmă. Și atunci, probabil că dacă ar exista emisiuni de genul acesta, copiii s-ar mai uita la ele, părinții le-ar mai aduce aminte, bunicii. Pentru că avem nevoie de emisiuni educative și avem nevoie și de modele pentru copii. Acum știu unde sunt toți. Copiii sunt pe internet. Eu n-am văzut prea mulți influencer, cum se numesc ăștia acum pe tip nou, care să zică, bă, eu am să vă învăț doar cum să jucați ping-pong, să bateți mingea, să țineți... Păi noi știm ce învață influencerii, exact, așa că... toată povestea asta. Suntem într-o situație absolut... Se zice că nu vinde. Genul ăsta de emisiune. Ba, nu cred că, vinde. Cred că ar vinde dacă am avea niște tips care să facă treaba asta cu cap. Păcat că nu mai am 20 de ani, că aș face mult, aș deveni influencer pe povestea asta legată de sport. Suntem într-o situație complicată noi ca țară, pentru că înțeleg că deținem un nefericit loc întâi la obezitate infantilă în Uniunea Europeană, ceea ce mi se pare absolut dramatic. Da. 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 Asta de unde vine? Doar din absența mișcării sau sunt... Păi nu numai absența mișcării, ci normal trebuie să ai un stil de viață sănătos. Un copil, ce trebuie să facă el? Să învețe,
să se miște, să-și consume energia, alergând, nu știu, în spatele blocului, pe stadion, pe sală, oriunde, să se miște. Noi nu-i mai vedem pe copii făcând genul acesta de mișcare și toată mâncarea asta procesată. E. Hai să ne oprim, de aici, să ne oprim puțin pentru publicitate, pentru că după aceea vreau să te rog să alcătuim împreună eventual un soi de, sau să facem un soi de comparație. Cum arăta copilăria ta din punctul ăsta de vedere, față de ce învață sau nu învață copiii ăștia când vine vorba de alimentație sănătoasă, mișcare și așa mai departe. Revenim în câteva momente. În emisiunea Sub semnul întrebării și am să spun și eu, mi-am dorit de multă vreme să spun așa precum un crainicea de pe vremuri, cu marea noastră campioană Elisabeta Lipă. Îmi place expresia asta, marea noastră campioană, și mi se pare că cred că sunt foarte puțini sportivi cărora să li se potrivească atât de bine această sintagmă. Atâtea medalii de aur. 24 de ani de activitate, 24... sunt 6 ediții ale Jocurilor Olimpice. Mi se pare uluitor. Deci absolut uluitor. Ce am făcut? Că am vrut. Deci că am vrut. Dar tu n-ai prea avut viață personală din punctul de vedere. Nu prea am avut, pentru copiii că... Copiii ce ai făcut? Ai luat cu tine în barcă la antrenament? Nu, serios. Am doar un copil. Da, copilul, da. Ai luat cu tine deci, în barcă? Copilul meu este născut între două ediții ale Jocurilor Olimpice. L-ai programat să fie așa. Cum sunt născuți copiii canotorilor. A avut o copilărie foarte frumoasă, zic eu, pentru că eu, făcând sport până la o anumită vârstă a lui, l-am avut cu mine în cantonament. Copilul meu a învățat să schieze, pentru că mă duceam ori Piatra Arsă, ori Poiana Brașov în cantonament și luam cu mine. Copilul meu a mâncat mâncare de cazan, de cantină. Copilul meu a dormit în cea mai bună mâncare. Copilul meu a dormit cu mine în cantonament, în cămin, deci nu este fițos. Și faptul că a socializat, micuț fiind, că eu de la un an și 8 luni l-am luat după mine în cantonament. A vorbit foarte repede. La un an și 8 luni? La un an și 8 luni l-am luat cu mine în cantonament. Cu bonă, bineînțeles. Da. Și atunci, crescând în mediul acesta, este un copil foarte sociabil. Face sport? Face sport de toate felurile. Cât a fost mic, l-am dus acolo unde și-a dorit. Și bineînțeles că eu cred că fiecare părinte face lucrul acesta, pentru că atunci când sunt mici copii, ei nu știu să spună eu vreau doar să fac, nu știu, doar handbal. Da. Lui trebuie să-i oferi. Și el își alege, dar el trebuie să miște. Așa că l-am pus pe schiuri de mic, l-am împachetat, l-am dus la not, l-am dus la fotbal, la karate. Ce a vrut el, aia a făcut. Dar a făcut mișcare. Că în general, copiii marilor campioni nu fac performanță. De ce? Și nu fac performanță nu că nu au talent. Da? Copilul meu este foarte talentat, dar... El întotdeauna lupta va avea cu performanța mamei sau a tatălui. Păi, dacă mi-aduc aminte cum concura el când a învățat să înoate și avea concursurile astea pentru copii și nu câștiga și începea să plângă și să-mi spună că m-a dezamăgit, că el a vrut să câștige, dar n-a câștigat, că n-a putut el să câștige. Și degeaba îi spuneam eu că e normal să pierzi. E o zbatere teribilă acolo. Exact, e o zbatere teribilă în sufletul lor și nici nu au putere să spună. Și atunci preferă să renunțe. Mă gândeam acum ce presiune o fi pe unul, nu știu, hai să luăm așa un caz popular. Yanis Hagi, să zicem, da? Este o presiune enormă că pe zice, el. Că zice, bă, niciodată nu o să ajung ca tata. Nu, că dar când mai vin și alții și îi spun, nu e bun, domnule, de nimic. Să uite, nu are nici jumate din talentul n-are, Tasu. Ce e? Nu se compară cu Tasu, că Tasu a fost și el este... Da, e o presiune îngrozitoare. Deci, nu-ți imaginezi ce este în sufletul lor. Și el...
care vrea să demonstreze că el este mai bun ca tata. Dar tot timpul, știi, când ești atent la ce scoți pe gură, da? Și când ești atent și gândești și după care scoți, greșești de fiecare dată. Pentru că gândul tău se duce la ce trebuie tu să spui. Da? Adică să spui pe gură, nu să gândești. Da, da. Așa este și cu acești copii. Uh-huh. Este foarte greu ca el să înflorească într-un meci, pentru că el știe că dacă șutează și nu șutează bine, imediat vin peste el grămadă și încep. Nu e bun, nu e ca tasul, nu e bun de nimic să plece, îl dă afară, îl ține părintele în brațe. Presiunea este enormă. Mi-a explicat la un moment dat și pe bună dreptate că, sigur, există pentru copii foarte multe atracții în momentul acesta, unele care îi țin mai departe sau chiar departe de performanță, de sportul de performanță, care presupune tot soiul de sacrificii. Pe de altă parte, Elisabeta, anii ăia în care tu te-ai apucat să faci sport, anii 80, da? Erau cei mai nenorociți ani din ceea ce a însemnat nenorocirea comunistă. Și cu toate astea s-a făcut o performanță extraordinară. Da, da. Nu exista echipament, nu existau, era frig în sălile de antrenament sau era prea cald, nu era aer condiționat, nu era nu știu ce. Și totuși... Nu aveam nevoie de aer condiționat atunci când nu erau căldurile astea, dar dacă ne raportăm la anii 80, vedem în perioada aia cât investea statul român în sport. Deci tot patrimoniul care este uriaș al sportului românesc. E de atunci. În toată țara asta. Da. Da, este de atunci. De atunci. Este de atunci. Dar sportul era folosit și ca o armă să te lupți cu ceilalți. Da. Să lupta țara pentru că el e, sportul e vizibil. Exact, da, da. Sportul aduce bucurie. Mm-hmm. Sportul te face cunoscut în lume. Sportul îți dă o stare de bine atunci când sportivii tăi sunt acolo mai buni decât alte țări care investesc enorm și care nu se apropie de noi. Deci aici e problema. Antrenorii în perioada respectivă erau... Aveam școli de canotaj, de gimnastică, de handbal, de ce vrei. Ca drept dovadă avem medalii, volei, handbal. Erau duri? Că la ora asta e cam complicat. Dacă strigă mai tare un antrenor la un puști, vine taxul din tribună și îl iau acasă, că l-ai făcut să plângă. Ai plâns, bănuiesc, de foarte multe ori în timpul antrenamentelor. Păi normal că am plâns și am vrut să mă las de nu știu câte ori. Pentru că antrenamentele, când ajungi la înaltă performanță, nu sunt ușoare. Sacrificiile sunt enorme. Dar eu vreau să-ți spun așa. Uh-huh. Eu am făcut sport de la 16 ani și până la 40. Am sacrificat tot. Deci tot. Dar nu-mi pare rău nici măcar o secundă. Pentru că după 40 de ani am recuperat tot. Am făcut ce am vrut. Ce am vrut am făcut. Ceea ce, nu știu, toate opreliștile pe care le-am avut sau renunțările, că sunt normale până la urmă. Părut rău, nu poți... mi-am ratat, nu știu, prima parte a tinereții pentru și n-am avut nu știu și ce. Și dacă aș avea câțiva ani buni așa... Mai puțin, tot acolo aș fi. Foarte pentru interesant. Că satisfacțiile pe care le-am trăit reprezentându-mi țara, sentimentul ăla de mândrie, de bucurie, de care nu pot să-l descrii în cuvinte, mai ales la Jocurile Olimpice, să fii pe podiumul olimpic, să fii pe cea mai înaltă treaptă, să știi că i-ai bătut pe toți din lumea asta, care toți ar fi vrut să fie în locul tău, când mii de oameni te aplaudă, deci acolo nu se mai ține cont că eu susțin pe X sau pe Y. Acolo tribuna te aplaudă, iar tu zici că toți sunt ai tăi, toți țin cu tine. Deci este ceva... Pentru... Știi ce era în fața televizorilor când concurați voi? Știu. O țară întreagă care stătea așa încremenită cât dura cursa aia să vă vadă trecând cu vârful ăla și de canoi. Știi că revenind la Iannis cu Gică, știi că înainte de plecare toată lumea zicea: a, voi oricum câștigați. Voi oricum câștigați. Păi de unde știți voi că voi oricum câștigați? A, că la voi nu e așa de greu ca la noi. Nu, măi.
La noi e foarte greu, dar suntem noi foarte bune. Mm-hmm. 3 ediții ale Jocurilor Olimpice. Am fost pe primul loc pe națiuni, da, în clasamentul mondial la Jocurile Olimpice. Deci acest clasament care se face și pe masculin și pe feminin. Deci masculinul era inexistent și noi cu 3 titluri am urcat pe primul loc în clasament. Ce mândrie mai mare să existe? Ce nu există, da. Da, asta are în cap generația asta de acum pe care am format-o. Asta are tu aplici în momentul de față, să spunem, ca metode de antrenament și de lucru cu psihicul celor cu care lucrezi, metodele pe care le-ai furat, ca să zicem așa, de la antrenorii tăi, adică sau lucrurile stau altfel, s-au schimbat metodele de antrenament, s-au modernizat, sau... Metodele de antrenament nu se mai compară cu metodele de antrenament ale de mele, să zic, de pe vremuri. Pentru că, ai văzut, toate sporturile acum se desfășoară cu o viteză greu de, nu știu, de crezut în anii... Dar, paranteză, poți să-mi explici de ce? S-a schimbat echipamentul sau, practic, oamenii, nu s-a ființa schimbat. Umană a trecut la un alt nivel, apropo de ființa performanță? Ființa umană, da? Vremurile în care trăim, secolul vitezei, asta se întâmplă și în sport. Ai văzut, handbalul. Handbalul a devenit sport de contact. Uh-huh. Handbalul nu se mai desfășoară, se joacă așa, da, cu lentoare, da, aia, da, cum era pe vremuri. E dur. Nu? E dur. Uh-huh. Așa și la noi. Metoda de antrenament este cu totul alta, nu mai avem, nu se compară nimic din ce făceam noi. A, că vă slim pe apă, da? Că apa barca, a rămas. Că barca apa e rămas, aceeași, rămas, da, da. Dar o barcă din asta unde stau 9 fete are 90 de kilograme în total, toată barca aia cu tot echipamentul și o ramă sau o vâslă are câteva sute de grame. Incredibil. Deci investiția este enormă pentru că, iar timpii sunt acolo. Deci timpii nu se scot altele decât scoteam noi. Doar că și lumea asta sportului s-a schimbat. Dar noi vorbim aici de mentalitate. Mentalitatea aia de învingător. Iar sportul, și aia cum o crezi, iar sportul se bazează pe aceleași principii. Ca, nu știu, în orice domeniu, dacă vrei să ai performanță, trebuie să știi că trebuie să fii disciplinat și ordonat. Pentru că altfel, într-un haos, n-ai cum să faci performanță. Elisabeta, noi ca popor nu suntem un popor cu o mentalitate de învingător, din nefericire. Avem mari carențe în zona asta. Adică românul e așa, mai... Pierde, când înainte să treacă linia de sosire, el pierde. Dar știm asta, avem atâtea... Avem un exemplu recent, nu vreau să fac o comparație deplasată, dar mă gândesc la, uite, momentul ăsta cu Roșia Montană. Noi am anunțat, deci pe noi ne-a luat prin surprindere faptul că am câștigat. O țară întreagă intrase deja în depresie, eu însumi de asemenea, eram deja nervos înainte să dea sentința, cum că am pierdut acest proces cu Roșia Montană. Când a venit surpriza foarte plăcută pentru o națiune întreagă că am câștigat, nici n-am știut să ne bucurăm, adică eram uluiți că ni s-a întâmplat așa ceva. Chestiune pe care am regăsit-o întorcându-ne la sport, spre exemplu, cum spuneam mai devreme, la chestiunea calificarea la Euro, adică până chiar ne-am calificat pe bune, cine mă, noi care nu ne-am mai calificat de nu știu când, păi da, că mă după gândesc că și la Olimpiadă, da, dacă luăm niște medalii de aur, s-ar putea să avem aceeași reacție. Cum, Dumnezeule, am luat noi, România, am mai luat niște medalii de aur? O să luăm niște medalii de aur, apropo? Păi trebuie să le luăm. Păi mi-e cum adică? Spui tu, da, o să luăm? Păi trebuie să le luăm. Da. Păi nu avem știu, cum tu să ai spus nu... mai devreme păi că nu e așa... Păi, muncim așa cum, în gol, da. Trebuie să le luăm, nu? Din moment ce muncești și muncești exact pe ce trebuie. Și aici, revenind la mentalitate, da? Da. Da, noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Noi nu avem încredere în noi că putem reuși. Da, că noi nu putem. Păi de ce nu putem? Ce facem ca să putem? Ce v-am învățat la școala asta? Când, la școala, la școală ne învăța că atunci când vrei nu ai cum să nu reușești. Dar așa, că nu ai cum să nu reușești.
Vor reveni la mentalitate. Deci, cum ziceam, am 15 ani de când am preluat federația. Da. Am preluat nimic, zero. Băieți, lot de băieți inexistent. La fete, o fată medaliată și restul s-au retras toate. Și nimeni nu mă încuraja. Zicea Elisabeta, asta este. Trebuie să te obișnuiești cu gândul că noi nu vom mai fi unde am fost și că asta este. Și am zis, cine eu? Păi cum, eu vin de la 6 ediții și 8 medalii și eu, și că nu și mai... eu să mă uit cum trece linia de sosire primul și vine și al nostru după 2 minute și ne cântă muzica în tribune? Și ce ai făcut? Zic, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și am luat așa pe rând cam antrenorii pe care am crezut eu că pot construi. Domnul Roman, care a fost și antrenorul meu, dar care deja ajunsese la saturație, că statul ăsta în cantonament, 11 luni din 12, te macină psihic. Antrenorii nu mai au viață. Și antrenorii da. Au și viață, dar este greu să stai numai și numai în cantonament. Adică antrenorul tău e acum alături de tine? Sau și antrenorul ăsta? Meu... Da. Am mai dus câte 2 ediții ale Jocurilor Olimpice și tot îmi spunea, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Da? Și când, cunoscând acest sentiment, că și eu când am făcut, eu sunt sportiva nu doar cu 8 medalii, dar sunt sportiva cu 3 retrageri și cu 3 reveniri. Care o revenire este groaznică. Să știi ce te așteaptă și tu să te duci de bunăvoie. Cam îți imaginezi ce înseamnă. Dar de ce te întorceai? Pentru că după jocuri m-am retras. Da. Da. Am revenit. Ai revenit pentru că nu puteai să stai departe? Am revenit sau pentru că eu mai aveam ceva de spus. A, așa. Am revenit pentru că mai aveam ceva de spus. Iar eu, pentru fiecare revenire, eu mi-am pus un... Trebuia să am o motivație. Că nu mă mai interesau medaliile. Medalia, oricum, dacă reveneam, nu reveneam să mănânc friptura de grătarul de pui de la Snagov. Da, da, e clar că reveneam ca să iau medalii și nu oricare, ci cea mai strălucitoare. Da? Și știam ce mă așteaptă. Și totuși, de bună voie, că deja când dai de civilie, cum spunem noi, e altceva. Nu-ți mai vine să te înhami. Și eu mai duc la antrenament. Mai mă duc mai înapoi în cantonament, iarăși să stau, să vin sâmbătă la prânz acasă și să plec duminică seară și lăsam copilul acasă. Duminică seară și plângea, dădea niște boabe de lacrimi. Dragul și făcea, mama, nu pleci nicăieri, mama, ce să-i spui unui copil mic că mama încă n-a spus tot și mai are de spus. Da. Și astea sunt niște sacrificii pe care le faci că vrei tu să le faci. Nu m-a obligat nimeni. Eu am simțit că încă nu mi-am spus ultimul cuvânt. Păi când i-am zis soțului meu la 40 de ani, eu mă duc în Snagov pentru Atena. A zis, nu, ai o problemă. Păi ce, tu crezi că mai faci față? Păi eu, dacă nu încerc, toată viața o să trăiesc cu sentimentul ăsta că nici măcar n-am încercat. Iar dacă nu merg, nu mai fac față, doar nu stau acolo... De dragul de asta eu ori mă duc, ori nu mă duc. Și ca drept dovadă. Și mă ducea mai să râz și la a 7-a ediție a Jocurilor Olimpice. Mă duceam și la a 7-a. Dar condiția a fost pentru canotajul românesc, statul român să construiască o pistă de canotaj, să putem organiza competiții. Uite ce vedem noi acum la televizor, da? Și n-a fost în stare să construiască. Noi avem, astăzi n-avem. N-avem, dar o să o avem pentru că nu mă retrag din sportul românesc până nu fac primul concurs pe Pantelimon. Super, Elisabeta. Da. Sunt convins și că după care, după care te retragi. După care mă retrag și mă duc și mă uit la cum concurează generația tânără. Da. Și revenind la mentalitate. Am trecut prin toate etapele și am zis talent avem. Selecție bună avem, copii avem, dar copiii n-aveau modele. Că n-aveau după cine să se ia, ce să facă,
Și am adus antrenori străini. Au zis, ai nebunit? Noi, în canotaj, școala noastră de canotaj, care școală, fraților? Când am rămas am mine, avut, da. Am avut, nu trăiți din amintiri. Haideți să privim în față. În spate, jos pălăria. Am construit, am adus medalii, dar avem obligația să ducem mai departe această povară frumoasă. Cum o ducem? Cum o ducem? Și străinul și-a făcut datoria, adică a dus antrenorul. Și străinul a lucrat la mentalitate. He, da, senzațional. Senzațional. Senzațional, că doar oamenii sunt aceiași, mâncarea este tot românească, revenind la ce să facem cu copiii, da, nu știu, uite, să nu fie... Da, uite, să te rog, pentru că se vor uita acum probabil mulți părinți. Da, la pe primul la aceste... loc pe podium. Da. Dar gândește-te că cei mici copii, da? Îți dau un exemplu simplu. Nu mai mănâncă pui de țară. Da. Nu mai mănâncă că e tare, că e ațos, că... Sau că n-are de unde să-l ia. Că n-are de unde să-l ia, nici nu face nimic ca să aibă de unde să-l ia. Pentru că el oricum nu mănâncă. Că este prea tare și mănâncă puiul din comerț. Și ăla e o nenorocire din punctul de vedere că e cu hormoni. E cu hormoni, De-au ajuns fetițe de 9 ani să intre la pubertate, practic, din cauza acestor nenorociți de hormoni din aliment. Exact. Și asezonat așa cu lipsă de mișcare, cu fast food-uri, cu părinți care nu mai au timp de copii, pentru că părintele trebuie să-i asigure un trai decent, să aibă bani să-l ducă la sport, să aibă bani să-l ducă, nu știu, la meditații, să are multe obligații, da? Și copilul face ce crede el mai bine, tentațiile sunt enorme. Și zilnic, uite așa, azi puțin, mâine puțin, poi mâine puțin, ajungem unde ajungem. Da. Și asta este un pic, deci nu trebuie umblat așa cu... Dar poți să-mi spui așa, nu care țetă, forța. Cum se face un campion dintr-un copil care la un dat să zicem că dovedește niște aptitudini în legătură cu un anumit sport? Adică îl simți pe un copil când se mișcă într-un anume fel. Da. Dacă ești un părinte atent și te uiți la el, îți dai seama, bă, uite-l mă, nu se sperie de minge, face roata, se dă peste cap, îi place, are un anume tip de mobilitate. Din momentul ăla ca părinte, ce ar trebui să faci? Din momentul acela ca părinte, ar trebui să-l încurajezi. Să-l încurajezi pentru că părerea mea este că niciun părinte n-are voie, chiar dacă este copilul lui, n-are voie să-i frângă aripile. Dacă acel copil are talent, nu știu, într-un domeniu, el are obligația să-l susțină. Dacă are talent la sport, să-l ducă la sport. La început, sunt unele sporturi care se finanțează de către părinți, dar sunt unele sporturi care nu se finanțează de către părinți. Și atunci, când copilul prinde puțină putere, zic eu, el intră în grija federației. Și când intră în grija federației, federația asigură masă, casă, școală, pentru că un campion nu are voie să nu facă școală. Nu are voie. El nu va deveni campion dacă el... Nu, e și educat și în zona asta. Exact. Pentru că intelectul trebuie să-l ajute să ia niște decizii care poate într-un alt domeniu nu trebuie să iei decizii de moment. Și care dacă n-ai luat decizia aia care trebuie, ți-ai ratat 4 ani din viață. Teama asta a părinților, pe care fac mulți părinți care spune așa, dacă îl dau la un sport de performanță, o să neglijeze școala. Nu este adevărat. Nu e adevărat, nu că este se adevărat. Pot împăca aceste două lucruri. Deci avem, lucruri. Avem sportivi care au făcut înaltă performanță și care sunt în domenii cheie, conduc mari companii, sunt banchieri, sunt... Ce să spun? De se poate. Adică normal. Nu e, totul e să vrei. Totul e să vrei. Și dacă ai și talent, cu siguranță că ajungi departe. Crezi că, așa, spre finalul dialogului nostru, o să prindem și noi în viața asta momentul în care un prim-ministru al României, indiferent care ar fi el, și poate și ăla de la transporturi, și ăla de la, nu știu, educație chiar. Și transporturile să-i vedem la un moment dat, nu mă gândeam așa, să-i vedem
sâmbăta, duminica, să-i prindă paparații, ca să zicem așa, mă, făcând jogging sau jucând ping-pong, da, nu pe terenul sau tenis de masă până în cluburi de-astea de fițe, nu. Bătând mingea. Nu, în parc. În parc, la un moment dat. Da, pe cum vedem mulți alți miniștri exact, din alte țări, președinți, premieri. Pur și simplu, da. Bine, n-ai unde să faci jogging în București decât cu greu, dar aia da, e. Mai dar poți să te duci într-un parc. Exact, da. Dar poți să te duci într-un parc, pentru că avem, nu multe, dar avem parcuri frumoase. Uite, totul... poate face o competiție PSD versus PNL. Și cine câștigă să pună candidatul la ce vor ei, la un moment dat. Îi spui, bă, miniștrii PSD versus miniștrii PNL, hai să faceți jucatul. Nu, dar nu e mai bine să fac o competiție, că tot mi-am propus să fac o competiție da. Campion în școală și să scoatem copiii. Că deja când ești adult, știi foarte bine ce îți trebuie. Când da. Ești copil, ai nevoie să fii ajutat și să ți se pună pe tavă, să zic, niște discipline sportive ca tu să alegi și să vezi unde ai talent. Elisabeta, ne dorim foarte mult să te țină Dumnezeu sănătoasă și cu multă putere de muncă, așa cum te știm de Doamne mulți ajută. Ani. Și să ne aduci împreună cu minunata echipă de sportivi care pleacă la Olimpiadă un sac de medalii, mă, să avem și noi. Să ne ajungă patru ani de zile să stăm și să ne uităm cu drag la ele. Eu sper că delegația asta mică, pentru că nu va fi o delegație mare la Jocurile Olimpice, pentru că avem sportivi talentați. Important este ca ei să fie ajutați ca atunci în finala olimpică să fie cât mai bine pregătiți, ce e greu. Ce e drept, e greu, dar nu este imposibil. Da. Da. Doamne ajută să fie bine. Mulțumesc, Elisabeta. Și eu vă mulțumesc. Doamne și domnilor, ne vedem curând. Toate bune.